datorii istorice de 10 de miliarde nerecuperate în plină criza deficitului. Funcționarii din finanțe au blocat trezorerii, vămi și activitatea sediilor ANAF din întreaga țară pentru a doua zi la rând. Spun că sunt supărați că ordonanța tăierilor la stat, la care lucrează colegii din sediul central, le-ar putea tăia salariile, care sunt în medie de 6.000 de lei. Oficialii guvernamentali dau asigurări că niciun salariu nu scade, iar în încercarea de a dezamorsa situația, ministrul Marcel Boloș încearcă să câștige om cu om. A mers la prima oră în vizită la două sedii de trezorerii din capitală, a oferit cafea, a ascultat probleme și a făcut cruce nu doar o dată, când a aflat că la finanțe mobila este din anii 90, iar bugetele se consultă în 2023 pe hârtie. Iată imaginile. Dumneavoastră de la minister, știu exact ce trebuie pentru rețeaua ca să funcționeze. De acord, și asta am discutat cu ei, am dat telefonul la mâinile militare să... Deci eu pot să mai stau cu biroul ăsta, uitați-l cum arată. Este de 97 biroul ăsta, este de la comunitatea trezorerii. Da, scaunele sunt ale noastre. Scaunele cumpărate de noi. Da, uitați imprimata. Auziți, uitați imprimata pe care faceți. Astea sunt lucruri care n-am crezut că sunt vorbind cea mai... Păi, domnul ministru, până acum n-am avut cu cine să vorbim despre noi, despre trezorele. Da, da, și eu am spălat pe ceurile și bolurile pe aici. Bugetele vi le-a rupt în format scris? Da, da, da. Vreți să vă arătăm la vremuri? Aici ați, da? Vreți să vă arătăm? Uitați, aici avem. Aici ați un buget, da? Da, nu vreți să le vedeți pe cele de la primărie? Mi-a vorbit pe la noi. Și asta m-a adus aici. Da, da, dar și mulțumim, da. Mi-a spus în ce condiții v-am adus și cafea, dar n-am știut că sunteți mai multe. Stăm aici cu voi, nu? După turul de forță din trezorerii, ministrul finanțelor Marcel Boloș a chemat la discuții pe liderii protestatarilor. Întâlnirea este programată să înceapă în mai puțin de o oră la Ministerul Finanțelor. Acolo se află și colega mea, Cezara Scutari. Bună ziua, Cezara! La ce ne așteptăm în urma acestor întâlniri? Bun găsit, în urmă cu puțin timp a intrat în Ministerul Finanțelor liderul de sindicate din finanțe, domnul Vasile Marica. A spus că va veni cu declarații după această întâlnire de la ora 13. Cert este că se anunță ore de forță aici în minister. Vor fi foarte multe dezbateri, pentru că și în ziua de ieri, 2 ore cel puțin, au vorbit reprezentanții sindicatelor cu ministrul finanțelor Marcel Boloș. Erau nemulțumiți de această ordonanță care le-ar reduce foarte mult veniturile. Și în momentul de față, în toată țara, au anunțat sindicaliștii că au ieșit la proteste. Sunt în jur de 18.000 de angajați din finanțe și aceștia vor ca salariile lor să rămână la același nivel, ori să crească. Sunt revoltați de plafonarea sporurilor pentru condiții grele de muncă, de eliminarea anumitor tichete de vacanță sau vouchere sau tichete de masă pentru cei care au venituri de peste 10.000 de lei brut și de faptul că ar fi desființate foarte multe posturi și multe persoane ar risca să-și piardă locurile de muncă. A dat asigurări în această dimineață domnul ministru Marcel Boloș asupra faptului că nu ar exista situația ca bugetarii să nu-și primească astăzi salariile, în condițiile în care trezoreriile sunt închise, sunt ieșiți la proteste angajații. Se vehicula faptul că e foarte posibil ca mai mulți angajați, inclusiv cei din învățământ, să nu-și primească astăzi salariile. Este vorba de 14.000 de salarii care ar trebui să fie virate în cursul zilei de astăzi, din ce a spus însuși ministrul finanțelor și, practic, de discuțiile din această zi, de cele care vor începe peste o oră, depinde de, practic, toată situația bugetarilor din România. Nu este corect, domnul, nu suntem... Deocamdată, nu știu. Dacă nu au făcut o cădare de limbi. Dumneavoastră astăzi trebuie să lucrați, să publicați protestul, îl publicați după legii, cu ziua anticipată care trebuie să o publicați. Lumea trebuie să aibă un mijloc de masă de publicitate, să știe, ziar local, ce știți dumneavoastră. Sunt aici afară, prin protest. și prostimea plătește. Eu ar cumva și greu matale. Nu, nu ni s-a aplicat nicio mărire. Și nu ni se pare normal să se taie de la noi să dea la alți bugetari. Este mic față de alte categorii. Dintr-un moment în altul va începe așadar discuția dintre reprezentanții protestatarilor și ministrul finanțelor. Marcel Boloș speră ca în acest fel să pună frână cât mai repede protestelor care au blocat activitatea în trezoreriile din toată țara pentru a doua zi la rând. Ministrul finanțelor spune însă că nu poate face nicio minune. Eu mi-am luat niște angajamente și cred că lumea ar trebui să aibă răbdare ca să le putem duce aceste angajamente convenite ieri la bun sfârșit. Și eu am venit în urmă cu o lună și jumătate și am preluat conducerea acestui minister. Nu pot să le rezolv peste noapte și nu cred că există astfel de pretenții pentru a fi rezolvate peste noapte. Dacă discutăm de media salariului, sunt oameni care câștigă 6.000 de lei net. Media, eu am spus domnului prim-ministru și celorlalți care sunt în conducerea guvernului, este o instituție extrem de importantă pentru statul român, pentru că de ei depinde atât colectarea cât și partea de plăți. Avem salarii între 2.400 și 5.500 de lei. 2.400 pentru deputat ca să poată vină să lucreze în fisc și să bată cu multinaționalele. Încercăm să deblocăm situația în așa fel încât să punem lucrurile în adevărata lor valoare și să înțeleagă toată lumea că chiar ministerul ăsta, un minister de sinteză, un minister greu, cu oameni care se duc să facă un control la firme multinaționale, care au oameni specializați și plătiți, avocați, ca să să-i consulte, nu pot fi plătiți cu 3.000 de lei, 2.400 de lei, 5.000 de lei, în condițiile în care ar trebui să ne luptăm cu un sistem fiscal pe care trebuie să-l aducem la ordine pentru în interesul statului român.